La 7 februarie este marcată la nivel mondial Ziua Siguranței pe Internet. Cu acest prilej, polițiștii din cadrul IPJ Suceava au organizat o activitate de informare și conștientizare a publicului cu privire la vulnerabilitățile și provocările din mediul online pentru a marca debutul proiectului partenerial Educație pentru Siguranță în era digitală și Ziua Siguranței pe Internet. Proiectul Educație pentru Siguranță în era digitală este structurat și gândit astfel încât să ofere cele mai bune practici de securitate cibernetică, să dezvolte abilitățile de navigare în siguranță online a copiilor și tinerilor, să atragă atenția părinților asupra riscurilor de victimizare ale copiilor asociate utilizării internetului și să răspundă în general cetățenilor la întrebările legate de fraudele online, virusii cibernetici, atacurile de tip phishing sau malware. Activitățile prevăzute în cadrul proiectului Educație pentru Siguranță în era digitală răspund nevoilor permanente de informare privind riscurile asociate navigării pe internet și prevăd într-o primă etapă formarea unui număr de 30 de studenți din cadrul asociațiilor studențești partenere în problematica securității online, a infracționalității cibernetice și a riscurilor victimale asociate acesteia. În cea de-a doua etapă se vor derula activități de informare și conștientizare în comunitățile școlare sucevene și punerea în scenă a unui teatru forum ca metodă de educație non-formală de intervenție socială în prevenirea victimizării online a violenței cibernetice și a cyberbullying-ului, cu scopul de a testa soluții la problemele cu care se confruntă copiii și tinerii în mediul online, în vederea creșterii gradului de responsabilitate socială în mediul digital.